Astăzi facem un maraton de 24 de ore. Nu știu dacă știți, dar undeva este o regulă nescrisă că pe timpul sezonului estival nu citim cărți hardcore. La modul nu citim thrillere, mystery, crime, high fantasy, pur și simplu citim cărți de tipologie romance. Și desigur, acest lucru nu se aplică la toți cititorii, pentru că fiecare are cu gusturile sale, dar consider că majoritatea, și aici vorbesc strict din experiență, nu vreau neapărat să generalizez, dar din ceea ce am văzut eu pe plajă, majoritatea tind spre o lectură cât mai ușoară și cât mai hot. Nu aveți idee de câte ori am văzut femei citind pe plajă acotare, good for them, get a pay Dixies. Dar lăsând lumea deoparte, acest lucru m-a determinat să-mi creez această personalitate unde, pe timpul verii, devin altcineva. În cazul în care mă urmăriți de ceva timp, eu tind să citesc mai mult cărți thriller, cărți mystery, crime, mai ales de la editura 3 și cărți fantasy de la editura Corint. Dar de când a apărut TikTok-ul, trebuie să recunosc că am fost influențată să descoper un nou gen, genul romance. Pentru că eu de obicei nu mergeam neapărat spre cărțile astea hot, deoarece mi se păreau, majoritatea nu mă judecat, dar mi se păreau cringe. Am ajuns la concluzia că nu trebuie să mă mai impun, nu trebuie să mă mai lupt cu această nevoie de a citi cărți smutty, fapt pentru care astăzi facem un maraton de 24 de ore unde citesc doar cărți romance. Este 9. Eu zic să începem ca să nu mai pierdem timpul. Nu aveți idee cât de excited eram pentru volumul ăsta. Oh my god! Am fost și încă mai sunt puțin obsedată de primul volum, Intenții Ascunse, deoarece consider că a fost cel mai bun romance citit vreodată, hands down, nimeni nu poate spune nimic, nu accept nicio critică la adresa respectivului volum, deoarece a avut plot, a avut dinamică foarte mișto între personaje, a avut scene sexy deloc cringe, nu au fost scene spicy cringe, ceea ce mi s-a părut mind-blowing. Și pe lângă treaba asta, nu am avut dramă inutilă, dar bine, au fost câteva faze în care personajele puteau să comunice mult mai bine, dar hei, un pochito de dramă trebuie să avem, nu? Iar tot setting-ul ăsta de Disney, ador! Știți cât de greu e să găsești o carte romance unde protagoniștii să nu se comporte ca doi copii, ca doi adolescenți, abia ieșiți de pe băncile liceului? Nu aveți idee! Nu aveți idee! Îmi place vibe-ul, îmi place de Iris, de orice este o femeie badass care are replicile la ea, and we love that. Declan momentan m-a cucerit, încă am inima îndreptată către Rowan, a fost impecabil. A fost pur și simplu bărbatul visurilor mele. Rowan, în cazul în care nu știți, este protagonistul din primul volum și este his daddy. Cum spuneam, Declan nu mă dă pe spate, dar știți cine fără inima? E, știți, lăsându-l la o parte pe Rowan? Cal. Doamne Dumnezeule mare, bărbatul ăla, oh my god! Nu este the love interest, pur și simplu este prietenul cel mai bun al protagonistei, dar he does something. Personalitatea lui, modul lui de a vorbi cu ea, modul lui de a se exprima, atât verbal cât și non-verbal, modul în care interacționează cu oamenii din jur, it does something to my brain. Ezin, am citit doar 70 de pagini și eu deja vreau să citesc volumul 3. Îmi vine să dau skip la volumul ăsta, dacă să citesc volumul 3, unde Cal este personajul principal. Efectiv, nu mă așteptam ca băiatul ăsta să fure spotlight-ul, dar a apărut și în volumul 1. A fost ok, mi-a atras atenția, kind of, dar, again, inima mea se îndrepta ușor-ușor către Rowan. Și acum așteptam să fiu îndrăgostită de Declan, că de obicei te atașez de personajul principal. Dar nu? Cal, în momentul de față, este efectiv the boss. Dar dacă e să revenim la plot, îi urmărim pe Iris și pe Declan, care se căsătoresc deoarece sunt nevoiți, basically, pentru a putea Declan să-și păstreze poziția de CEO. Deci avem tropul ăsta de Force Proximity, care ușor-ușor ajunge să fie unul dintre tropurile mele preferate. I don't know why, dar drama din jurul acestui trop e top tier. Deși este doar o prefăcătorie, ca în orice roman de dragoste și care oricum deja știm în ce direcție se duce, pentru că, hei, toate romanele de dragoste au un happy ending, vedem ușor, ușor cum cei doi ajung să aibă sentimentele unul față de celălalt. Momentan povestea decurge frumos, aflăm mai multe detalii despre fiecare personaj, iar Cal este GOAT. Hands down, GOAT! Dar da, haideți să continuăm romanul. Este ora 11, citim deja de vreo 2 ore. Nu. Ba da! Toate cărțile pe care le voi citi în acest clip vor fi pentru maratonul Hot Book Summer. Basically, e un maraton unde citim toată vara
lui 2023, cărți de dragoste, deoarece sunt drăguțe, sunt scurte, sunt wholesome, some of them, unele sunt hot, bine, majoritatea ar trebui să fie hot, deoarece așa le-am ales. Dar lăsând aceste lucruri la o parte, haideți să vorbim despre carte. Am ajuns la pagina, și n-o să vă vină să credeți, 258. Este o carte de dragoste, deci mă așteptam să meargă rapid, pentru că, hei, totul este pe repede înainte, acțiunea se concentrează în mare parte pe personaje, nu avem un plot din acela greu de digerat spre zona de politică, cum sunt ploturile majoritatea cărților fantasy, aici pur și simplu vedem când se culcă unul cu celălalt sau this is the main plot. Dar da, sunt la 258 și trebuie să recunosc că îmi place. Totul este la Vatova, totul este cute, e tensiune între cei doi. Vedem cât de mult își doresc să petreacă timpul unul cu celălalt, vedem cum crește romance-ul între ei. Îmi place relația dintre cei doi, de la șef angajat au ajuns la soț-soție. Ca apoi să ajungă la prieteni și ușor, ușor vor ajunge cu siguranță la iubiți. Eu zic să continuăm cartea și dacă revin mai târziu cu mai multe informații. Salutare! Este două fără un sfert și am terminat termenul și condiții. Nu o să intru prea mult în detalii deoarece vreau să mă apuc de cealaltă carte, pentru că vreau să citesc mai mult până mi se face somn cu adevărat, fapt pentru care o să zic că acest roman a primit 4,5 steluțe. Și o să vorbesc mâine dimineață mai mult despre termene și condiții. A primit 4,5, bine, 4,5. Mi-a plăcut, la fel ca și primul volum, a avut acțiune, a avut plot, a avut romance, finally. Acum o să mă uit în bibliotecă să văd ce iau. Cel mai probabil o să iau Nebun din dragoste, volumul 3 din seria Bromance, deoarece are vreo 200-300 de pagini și cred că pot să termin până mi se face somn. So, like, wish me luck. Este 12 fără un sfert, tocmai ce am făcut ochi. M-am culcat destul de târziu aseară, cam pe la un 4 și puțin, deoarece pe lângă faptul că am terminat nebunia aceasta de carte, am mai terminat o carte, Nebun din dragoste. Dar înainte de a vorbi de cartea asta, vreau să mai zic câteva cuvinte de cartea asta, deoarece nu mi-aduc aminte ce am spus aseară, nu știu dacă am zis baliverne sau nu, dar vreau să am o părere așa generală despre termene și condiții, deoarece a fost o carte bună! Cred că am menționat că e de 4,5 steluțe, într-adevăr, nota rămâne așa. Cartea asta a bifat cam tot ceea ce mi-am dorit, a bifat partea de dragoste sănătoasă, fără drame inutile, scene spicy, deloc cringe, we love them, 10 din 10, avem tropul de force proximity care v-am mai spus devine ușor-ușor tropul meu preferat, dinamică faină între personaje, s-a văzut fiecare personalitate, deoarece tipa din nou este așa sassy și un pic copil răsfățat, puțin mi-a dat mie cel puțin vibe-ul ăsta, în timp ce domnul Declan este grumpy, dar ușor-ușor devine softy pentru fată, which is nice and we love that. Și, again, povestea a continuat și s-a pregătit sau ne pregătește terenul pentru volumul 3 unde o să-l avem pe cal. V-am spus că m-am culcat destul de târziu aseară deoarece am citit și Nebun din dragoste. Este o poveste scurtă, deci nu vă speriați. Am citit tot destul de rapid pentru că, din nou, limbajul este destul de simplu. Știu că am mai vorbit despre seria asta și pe TikTok și pe Instagram. Eu chiar ador seria Bromance, deci mi se pare incredibilă. Bine, cred că intenția ascunsă este pe primul loc și apoi vine seria Bromance. Pentru că, precum intenția ascunsă, fiecare volum din seria asta ne oferă o poveste faină, urmărim mai multe personaje, deoarece în fiecare volum avem protagoniști noi. În cartea asta avem drept protagoniști pe Alexis și pe Noah, care, guess what, sunt prieteni. Ce țin la celălalt? Echei se iubesc, echei vor să fie împreună, echei avem tropul de friends to lovers. Dacă mă urmăriți de ceva timp, eu nu sunt cea mai mare fan al acestui trop, nu pot să zic că mă dă pe spate, nu pot să zic că îmi doresc să văd prietenii cum devin iubiți, nu pentru că nu e cute, e cute, total de acord. Și eu pot să zic că în relația mea tropul a mers mai mult pe friends to lovers, dar mie îmi place puțin drama. Eu cel puțin, în viața mea nu prea am dramă și mă bucur de chestia asta, chiar mă bucur, nu-mi doresc dramă în viața mea, dar în cărți, din când în când merge un pochito, un strop, o picătură de dramă acolo și de asta nu prea atins să citesc cărți care merg în zona asta de friends to lovers, mai bine un enemies to lovers sau force proximity, pentru că acolo ea doi trebuie să se chinuie puțin ca să aibă sentimentul unul pentru celălalt, deci pur și simplu ea ar trebui să comunice, so like, easy peasy, lemon squeezy.
Basically, Alexis primește un mesaj ciudățel de la tatăl ei, cu care n-a mai vorbit de mult timp, și apelează la Noah pentru ajutor. Pentru că el este un hacker, so like, damn. He got the brains and the looks. Pe măsură ce acest plot curge, observăm cum prietenia lor devine ușor-ușor, sau duce ușor-ușor spre something else, if you know what I mean. Iar acest lucru mi-a plăcut, pentru că oarecum am îmbrățișat destul de rapid ideea asta de cuplu, de a-ți comunica sentimentele, de a deveni something more. Deci ei s-au îndreptat către un viitor mai romantic. Also, o altă chestie foarte faină la seria asta, în comparație cu The Fine Print, e că personajele secundare, personajele mai exact care fac parte din clubul ăsta, Bromance, sunt prezente. Sunt prezente și sunt epice și sunt iconic, sunt ce trebuie. Avem un grup de bărbați care au acest club de carte secret unde citesc cărți romance, iar în fiecare volum urmărim un tip din cadrul acestui club de carte care citește o carte romance alături de ceilalți bărbați și ceilalți îl ajută prin sfaturi, diverse idei năstrușnice și cel mai mult îmi place modul în care de fiecare dată personajul principal este luat la joc de glezne de către ceilalți membri. Adică mereu trebuie să fie luat la mișto tipul care e în prim plan, care este în spotlight și îmi place chestia asta, pur și simplu îmi place The Bromance. Ador când citesc o carte unde băieții sunt like pros. Cartea are 300 și ceva de pagini, de se citește super rapid, povestea a fost frumii, I like that, a fost lăbadăva. Da, are scene de spice, dar nu e atât de spicy cum e seria asta, which is nice, pentru că la un moment dat trebuie să mai iei o pauză de la spice, pur și simplu să te bucuri de dragoste, de sentimentul ăsta de iubire și lăbadăva și wholesome și cuteness, adică nu trebuie mereu să citi ceva hot. Este foarte cute, citiți-o, este nice, este ce trebuie, este o lectură perfectă pentru zilele de vară, când stai pe plajă și bei o limonadă sau un Campari, depinde care e moodul tău. Planul meu acum este să recitesc o carte și dacă ați auzit ideea, probabil da, având în vedere că am vorbit și anul trecut o grămadă despre romanul acesta, este vorba de Rival în croazieră. Vreau să o recitesc prin intermediul unui audiobook. Aplicația celor de la Audiotribe găsiți audiobook-ul de la Rival în croazieră și planul meu este de a face puțină ordine în casă, pentru că, doamne, trebuie. Da, da, asta este planul, ne apucăm de cartea asta. Și revin mai târziu cu un update. Am terminat curățenia, sunt mândră, casa mea este superbisimă, este curată, este ce trebuie. Așa cum am mai spus, eu am mai citit cartea asta anul trecut, când am fost în vamă și mi-a plăcut foarte mult, deoarece este o poveste wholesome, este cute, este refreshing, deoarece are un concept drăguț, la modul că vorbește sau prezintă tropul de workplace romance și nu prea am citit cărți cu acest trop. Rival în croazieră este o poveste romantică, drăguță, care ne oferă tropul de workplace romance, dar cu enemies to lovers, pentru că cei doi nu se suportă, fiind în același domeniu și luptându-se pentru aceeași poziție. Avem un decor pitoresc, avem personaje drăguțe, interesante, iar doza de rivalitate a fost foarte bună, pur și simplu a fost ce trebuie. În cazul în care nu știți, în acest roman îi urmărim pe Helly și Graham, care se bat pe poziția de marketing director la firma lor de turism și sunt trimiși în insulele Galapagos pentru a crea o campanie de marketing foarte bună care să promoveze locația respectivă. Doar că, logic, în orice roman romans care se respectă, munca ajunge pe locul 2, apar câteva evenimente neașteptate ca să ajungă cei doi să se placă. Vedem cum cei doi ajung să petreacă mai mult timp împreună, vedem cum apar aceste sentimente șocante. Cine s-ar fi așteptat ca într-o carte de dragoste cei doi să se îndrăgostească? Oh my god, hello! Și de această dată mi-a plăcut de Henley, de personajul feminin principal, deoarece este o persoană cu picioarele pe pământ și are o creștere semnificativă pe parcursul poveștii, deoarece vedem că de la workaholic ajunge pur și simplu să se bucure de vacanță, să se bucure de vibes. Și pe măsură ce trece prin provocările croazierei, e că e atracția dintre ea și rivalul ei, descoperă mai multe lucruri despre ea, dând astfel dovadă de mai multe straturi de complexitate și vulnerabilitate. And we love that for her! Ce îmi place la Rival în croazieră, chiar după nume, îmi place modul în care romanul îmbină frumos partea asta de romantism cu partea asta de rivalitate, deoarece, da, nu se suportă și da, știm cu toții că ajung la final să se cupleze, dar
it goes with the flow, you know? Gen, nu este rushed, pur și simplu ne bucurăm de călătorie, vedem cum ajung să aibă sentimente unul pentru celălalt, vedem cum de la inamici ajung să fie prieteni și potențial iubiți. Potențial. You get the idea. Pentru că asta creează o dinamică foarte drăguță între personaje, în primul rând, pentru că spiritul ăsta competitiv, oarecum, ajunge să fie un brid de spiritul ăsta de, bine, vibe-ul ăsta de romantism. Și, by the way, avem elemente de comedie, which is nice, pentru că de multe ori m-am trezit râzând. Nu pot să cred că am vorbit atâta despre carte și eu doar mi-am făcut sprâncenele, like, what the fuck? Și în cazul în care vă întrebați, am terminat și cartea. Ca să nu vă plictisesc cu rutina mea de make-up, bine, dacă vreodată vreți să vă uitați la mine cum mă machiez în timp ce vorbesc de cărți, let me know. Dar ca să nu vă plictisesc, o să-mi fac make-up-ul off-camera și o să-mi pun un audiobook. Mai exact, Icebreaker. So, like, yeah, o să-mi fac machiajul, o să filmez un TikTok și toate acestea în timp ce ascult Icebreaker. Este 7:30, iar eu sunt la procentul de 75% din carte. Avem acel vibe pozitiv în legătură cu orice și aici mă refer strict la comunicare, la safe sex, la safe... anything, actually, până și la prietenie, deci totul mi se pare atât de healthy și de wholesome în cartea asta, mai puțin Aaron can suck it. Personajele sunt healthy și nu numai prin prisma conversațiilor care sunt ce trebuie, la modul că ei vorbesc la un moment dat și despre terapie și mi se pare amazing, scene spicy deloc cringe, avem prietenii cute și wholesome și momente comice, ceea ce îmi place la nebunie. Cel mai probabil o să termin până se fac cele 24 de ore, nici nu mai țin minte când am pornit. Era 9 seara sau 10 seara sau 8 seara. Era o seară. Și dacă e să fiu sinceră, ne apropiem de termenul limita, așa că haideți să terminăm cartea și revenim după aia cu un ultim update. Doamne, este mult prea cald afară. Este a doua zi, nu am mai apucat să filmez aseară. Din păcate nu am reușit să termin Icebreaker înainte de a atinge termenul de 24 de ore, dar nu contează pentru că tot am terminat cartea, so like basically I did it. Și sunt foarte mândră deoarece în cadrul acestui maraton de 24 de ore am reușit să citesc 4 cărți, era să zic 5, nu știu de ce, dar am reușit să citesc 4 cărți și sunt mândră. Mini recap, am citit Termene și condiții, superbitatea asta de carte care a primit până la urmă 4,5 stele, am stat puțin și am rumegat. Am zis că da, merită 4,5 steluțe. După aia am citit volumul 3 din seria Bromes. Cred că tot un 4,5. Hai, tot în zona asta o să stăm. Mi-a plăcut, ador, abia aștept următorul volum. După aia am citit Rivalii Croaziere. Bine, mai mult am ascultat audiobook-ul, pentru că știam că îmi va lua mult mai mult timp dacă aș fi citit cartea în format fizic. Dar am ascultat audiobook-ul și a fost cool, a fost super, a mers, mi-a priit. Cred că i-am dat aceeași notă. 4. A fost nice. We love that. Și nu în ultimul rând am terminat Icebreaker, care a fost superbitate, efectiv superbisimă, mai bine zis, deoarece mi-a oferit tot ceea ce mi-am dorit. A fost romance fără dramă inutilă, 10 din 10. Am avut spice fără momente cringe, again 10 din 10. Am avut comunicare, am avut diversitate, am avut un plot. Țin tras de păr pentru că la un moment dat am stagnat. Puteam să eliminăm câteva pagini din carte, dar nonetheless, a fost ce trebuie și a primit 4,5. Dar da, sunt super mândră că am reușit să citesc atâtea cărți, mai ales pentru maratonul Hot Book Summer. Dar da, acestea sunt cărțile pe care le-am citit în cadrul maratonului. În continuare, o să mai citesc cărți romance, deoarece vreau să citesc cărți de dragoste până la sfârșitul lui august. Acestea fiind zise, vă mulțumesc că ați urmărit acest clip și ne vedem în curând cu un nou reading blog, unde citim cărți de vară. Șocant! I know! V-ați fi așteptat? Nu, nici eu. So, like, yeah. See you next time. Bye!